pe Fortnite, câte puncte să fac în 20 de minute. Haideți, văd, o să pun astea 40 de puncte pentru că eu, ca prostul, ce credeți că am făcut? Făcuse în challenge-ul forță, prin match, mi-am dat seama că mă uit la control, așa puțin, era control, nu mergea. Și zic, bă, eu am vorbit ca prostul singur. Singur ca prostul, mamă. Și am închis episodul imediat și m-am enervat, am dat de două ori cu piciorul în birou și după aia m-am calmat și m-au apucat la challenge. Hai că iau și o armă aici. Deci deja este cronometru, avem 19 minute și 15 secunde. Mai avem, mamă, stres, dau peste unul. Oa, de ce nu merge? Oa! Bă, nu pornește. What the fuck? Ați văzut? Nu știu, eu n-am mai comentat și cea, deci, în fine, hai. În fine, mă șau după mine. Mama, avea și ăsta pistol epic. N-o să închid videoclipul. Așa, doar că o să opresc ăsta 18-25 de secunde. O să opresc cronometru când o să fiu în loading screen. Așa, băieți, o să mă urc până la baie și o să revin. O să dau ready imediat și dacă așa, eu o să, acum o să pornesc cronometru, BRB mă urc până la baie. Așa, forță, am revenit. Mai am 17 minute 30, v-am zis că am oprit cronometru atunci. Bine, plan, i-am dat drumul când am plecat la baie. Mamă, ce n-ai bani în numere? Hit. Așa, unde mergem? Păi, deja eu am 3 minute și n-am făcut nimica. Și ne e bun. Bă, nu vă așteptați că o fac 1000 de puncte, 2000, 3000, pentru că sunt de pe tastatură, că de pe controlele făceam easy, făceam 100%, 700, 800 de puncte, 2000, nu făceam pentru că ăștia sunt foarte dab, dar am să fie challenge-ul mult mai lamă. A doua lamă, când am mai găsit un episod ăla, că nu vorbeam, decât 2 săptămâni și știți ce zic. Unde mă duc? Unde s-a... S-a părut mie, da, este media asta. S-a intrat în benzinărie. Ba nu, n-a intrat. Unde-i șaule? Deci că sunt spider. Mă duc aici. Nu, că ăsta e de mini, sută la asta. Și-a dat mini. What the fuck? Ce a făcut nana asta? Cred că îl chemasem ăsta la mâncări să mănânce. Cine știe, ai nu mai face miște de el. Cine știe, poate i-a picat netul.
Și mie mi-a picat fava în fază pe live, știi? Deci 2 kg forță, am rămas 4 HP, GG. 2 kg, mamă, mai avem 14 minute. Cred că nu mai fac un kill și după aia dau leave. Ca să mai apuc cu meci. Așa cred că fac. Bine, apropo, mai apuc și mie. Mamă, ce am spart capul ăla! Mamă! Pentru 17, dacă am rămas cu 14 pe acolo. Ce e nalun? Le-am spart capul ăla azi. Îl căpăce și l-o ăsta. Mamă, cum a venit ăsta peste mine cu submachine gun-ul. Bă, filmez? Filmez? Ah, cred că mă speriasem că nu filmez. Cum ar fi fost returtul ăla mai repede și o să las că nu metru și așa când de... Așa... Haide, bă, haide, haide odată, haide! 3 minute. Mă, 12 minute 29. Dreamhack, e finala Dreamhack, bă, e nebă. Finala, nu-mi pasă mie de finala Dreamhack, doar să mă uit aici. E ze handy. Te potești. Crezi. Finea e pomne, nu mai mă bagă meci, bă. Să poate n-am dat meci. A, uite mă, acum am bag forță, 11 minute, 45, mai mi-a rămas 2 meciuri, cred că tai, eu cred măcar fac 300 de puncte asta, îmi doresc. În 20 de minute, îmi doresc mai multe. Că până am viu Vines aveam 2500 de puncte și am intrat pe Fortnite și când 0 puncte mă la arena niciun skin, apropo skin contează, dar totuși așa. Și din câte nu știați, eu vreau să mă apuc de pe tastatură. Bă, ce... Ce mă auzi, deși... Dacă vreți să mă susțineți și apăsați pe buton de like și vreau să vă spun ceva. În acest episod vreau să lămuresc ceva. Dacă doriți promovare pe TikTok, pe Instagram și pe YouTube și raid de 20 de zile, vă costă 5 euro. Deci raid 20 de zile pe chat, o să spamez linkul YouTube. O să dau link-ul de 10 ori pe fiecare zi, deci de 200 de ori. Și o să se aboneze, o să aveți 10-20 de acolo de abonați. Și plus pe Instagram care o să faceți 30-40 de abonați. Numai de acolo și din YouTube ai 10-10, da? 10 plus 10, 20 și din 30 pe Instagram, 20-50 de abonați. Deci nu ziceți că dați 5 euro pe degeaba. Cu 5, acei 5 euro m-a ajutat și pe mine și v-a ajut și eu pe voi.
dacă vreți, ca așa eu fac promovar, dar fac așa decât tot, poate o dată la cine știe. Și fac doar pe YouTube și pe Instagram am mulți de aia. Și sigur, adică eu când mi-am făcut canalul 10 abonat numai din aia am făcut. Am postat aia și peste 5 zile am șters-o și deja intrase o grămadă de lume. Haide, bă, șaule. Bă, când era Frosty Friends, așa jucam că ni-s pe bune. Cea? Aveam doar play. Era bomba. Tare tac, așa am tac. What the fuck? Deci am pierdut și timp și nici l-am auzit, nici n-am făcut vreun fel. Ești nebun, forță, forță. Și la chem nu vreau asta, vreau să fac puncte. Deci 80 de puncte am făcut până acum, măcar să fac 100. Mai avem 7 minute și 7 secunde. Și 6 acum. Dăm divizia a doua, măcar. Nu o să zic. Bă, dă-mi ziceți în comentarii, bă, mamă, e slab, bă, dacă eram eu și aveam contul ăsta, făceam 5.000 de puncte prima zi. Bro, nu este așa ușor când vă apucați de pe tastatură și voi erați obinuiesc decât apăsați pe niște botane și dădeați editor. Apropo, de când am început să joc mereu, am început să avansez, adică nu am rămas la celălalt, la controller, avansam peste 2-3 luni și eu m-am... Mă antrenam o grămadă, adică mă antrenam 5-6 ore pe zi și după aia răsplată la 3-4 luni. Eu mai aveam și 8, așa, mai învățam puțin să joc, dar nu mult, adică eram în grel după 4 luni, 5 luni, dar exersare mai, aveam și eu puține imu mai bun și puține edituri și asta ce n-ai. Așa, pe ăsta, dar la început știți când dădeam editurile? Fiți atenți, ai dezvarat așa, cum dădeam editul. Așa. Și acum așa. Da, nu pot să vă arăt în fine, dar dau editurile foarte, foarte puțin mai bine. Ca înainte mergem, cred că e Cat. Da. Vedeți voi că nu prea am mapa landat, adică Steam-i aveam, cred eu aveam toată harta, aveam înainte și pe aici și munci, toate. Bă, nu mă că aici și să-ți spamă pe aia de pe High Ground. Bro, și vă recomand foarte, foarte mult pășile acestea pe care le am eu, le-am achiziționat, să zic așa. Costă decât 200 de lei și sunt foarte, foarte bune, adică auzi foarte bine și vedeți și voi, au un microfon foarte bun, sunt de la HyperX, cei care vă interesează să vă las în descriere cum se numesc. Așa, sunt doar 200 de lei și ca atâta, este foarte, foarte
ieftin 200 de lei pentru niște căști HyperX care după astea... Bine, sunt puțin cam scumpe, ziceți, mamă, sunt scumpe, bă, așa, dar sunt foarte, foarte bune, adică nu ziceți că dați 200 de lei pe nimica. Și să nu ziceți că, mamă, te sponsorizează HyperX, nu, frate, nu mă sponsorizează, doar că sunt foarte bune, deci mie îmi plac foarte mult, dacă vreți să le achiziționați, nu? Așa, dar... După părerea mea, chiar se merită, chiar sunt ieftine pentru prețul lor, 200 de lei. Sunt și de PC și de Xbox, eu le-am achiziționat de la Altex. Dar vă zic eu să... Nu dați banii pe ceva care nu este bun, este foarte bun, mai am 4 minute eu. Și mai am un mouse pe tot de la Altex luminos care am dat decât 90 de lei pe el și este foarte frumos și acesta. Deci să nu ziceți mama să ai sponsor Altex, nu. Dar de la Altex îmi place să cumpăr, știu că iau ceva bun și calitativ, știi ce zic. Nu, adică toate ale. De exemplu, la calculatoare nu e bine să-ți iei de pe Mac calculatoare. Mamă, Ianis merge aici, îl nimerea pe ăsta de la mal, proces verbal, mai ales că imul ăla. Da, deci așa dădeam editurile înainte, le dădeam puțin greu și acum, ia uite, un grel de România direct. Chit, ia ce dăm. Eliminate player, upgrade, eliminate player, frate, ok. Bounty pe chemis. E pe-n zona asta, deci, pe-n zona aceasta. Bine, frate. Să o elimin, să vedem dacă pot, deci mai am 2028, eu pot să trebuiască să dau lift sau continui match-ul, cred că o să continui match-ul, pentru că... Mamă, deci mă doare mâna pe... Poate să fac un episod și cu setările mele. Un minut 50. Cred că asta e sus. Asta cred că e. M-am zis că suntem la fenecite pe bune. Ăla stă la box. Cu rotate. E nebun, zici că chiar că la fenecite este. Nu lasă să fileze. E clar, e. Bă, ce copire. Nu zic un loc. Mamă, măcar am luat-o pe ăsta. Puțin m-a salvat. Nu mi-am dat seama, pe bune, chiar nu mi-am dat seama de top. Hai că stau la con la 160 de puncte, pe bune, și ăla. Haide, mă, hai pe player, mă. E nebun. Mi-a dat ăla de sus, cred că noi. Abra că mai am 8 secunde. Gata, băieți. L-am repornit. Mamă, era...
Ala lost. Ia vină tu în Roblox. Mamă, nu cred, 20 pe GG. Am făcut 160 de puncte. Este binișor. Nu pot zic că este cel mai bun. Asta doar am făcut ceva. Deci cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, lăsați un like, să vă abonați, iar noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa, dar întâi vreau să vă rog ceva. Avem 101 abonați. O să fac un challenge. Azi suntem în 20 decembrie, ora 22:48. Cum o filmez, da? Și vreau să facem să încercăm să facem. Avem 101 abonați, să încercăm să facem până pe 25 decembrie sau până pe 1 ianuarie 200 de abonați. Este foarte mult, adică în 10 zile să faci așa, nu prea e. Este cam puțin timp, adică 10-11 zile, cam cea de ce, nu? Pardon. Și să încercăm, mai avem nevoie de 99 de abonați, este puțin cam mult. Și acum vreau să clarific ceva. Aici îmi descrie, PayPal-ul meu este gabrieleo60340@gmail.com. Și vreau să vă zic, dau un moderator pe activitate și un euro PayPal. Fac promovare decât pe YouTube la 1,50€. Promovare follow pe Insta, promovare și pe Insta și pe TikTok, moderator, 3 euro PayPal. Aici am pus 3 euro, dar o să schimb 5 euro. Ce trebuie să facă un moderator? Să fie activ, să fie respectos, să ajute chat-ul. O să dau pe Fortnite de aici încolo 1 euro PayPal. Și vreau să clarific aici, ce o să postez? Minecraft, Fortnite, CSGO, Rocket League, FIFA 2020, GTA 5 online. Dacă vrei să te ajut pe tine, tu care te uiți la acest episod, să te ajut să faci montaje sau videoclipuri pentru YouTube, te costă 2,50€ PayPal. Și tastatura mea este Urage, nu este o tastatură foarte bună, este în jur de 150 de lei. Mouse-ul Marvel M399 este 1.000.000, 100 de lei. Dacă îmi dați peste 5 euro PayPal, vă dau raid pe chat timp de 20 de zile. Atâta. Un euro dacă vreți. O să fac un grup pe WhatsApp, un euro PayPal, dacă vreți să vorbiți cu mine off camera. Adică eu când să vorbiți cu mine, da? Și cam atâta este. Dacă vreți să-mi donați PayPal, vaniți PayPal meu este, o să vi-l scriu acum în chat. Gabriel Leo 60340 Arunt, stați așa, că acum ne băgăm de controller. Arunt. gmail.com. Acesta este PayPal-ul meu. Cei care vor să îmi doneze, pentru că până o să-mi fac type stream, o să donați aici, cine vrea să-mi doneze, pun și o să fac pe episoade off-camera, deci mai bine da, îmi dați pe live-uri off-camera, o să fac promovări off-camera pe 5 euro, promovare pe YouTube 5 euro. Și o să încep așa, la 1000 de abonați o să vă zic așa programul meu. Știu că o să sunteți plictisiți acum și nu vă țin cam mult, dar vă zic de acum, la 1000 de abonați s-ar putea să scumpesc. Adică vă gândiți, mă, fac asta numai pentru bani? Nu. Dar la 1000 de abonați o să am mai mulți abonați și sigur o să vă aduc mai mulți. Și m-am gândit la ceva care sigur o să vă ajute. Fac promovare pe TikTok, pe Instagram, și pe YouTube pe gratis, da. În perioada Crăciunului o să fac pe gratis promovările, adică voi decât la ultimul episod să scrieți eu, adică poate ăsta o să fie ultimul episod,
Dar cred că ăsta o să fie ultimul episod sau episodul de Crăciun. O să fac un episod de Crăciun, adică cu promovările gratis de Crăciun. Știi? Și pe Insta și pe toate alea, da? Deci cam atât și cu acest episod. Da, o să fac promovări gratis pe toate rețelele de socializare, să zic așa. Și nu uitați că la 1000 de abonați o să fac live cu webcam. Deci, cam atât. Vă las să nu vă mai rețin atât de mult pentru că v-am reținut în plus 50 minute. Deci haideți că vă las. Noi ne revedem la live-ul de diseară, nu de diseară, de mâine seară sau de poi mâine. Nu știu, vedem când mai facem live. Deci, pa, pa!